După cum a menționat domnul Andrei Bărgan, astăzi participăm la un joc intelectual pe echipe, în baza regulamentului elaborat de dumnealui, care a lansat o provocare pentru elevii liceului teoretic Matei Basarab, invitându-ne la o dezbatere demonstrativă pe noțiune. Proiectul sporirea eficienței energetice a liceului teoretic Matei Basarab este insuficient mediatizat. Astfel veți vedea o competiție după metoda Karl Popper dintre două echipe. Afirmatorii, din care fac parte Chindiglian Maria, Lupașcu Cristina și Crinciuc Aurel. Și negatorii, Metia Angela, Vitan Cătălin și Keian Andreea. E vorba despre o dezbatere cu secțiuni distincte. 6 discursuri și 4 runde de întrebări încrucișate. Prin urmare, după fiecare pledoarie constructivă, afirmatoare sau negatoare, va urma o rundă de întrebări, care vor fi cronometrate de mine, zic Daniel, în calitate de arbitru. Echipa șuraților este alcătuită din 3 membri. Gurin Elena, directorul școlii instituției, Rano Aliona, directorul adjunct pentru educație, și Mâsă Tatiana, psihologul școlar și directorul asociației Obștești for Happiness din orașul Basarabeasc. După cum știm, eficiența energetică este o realitate pentru țara noastră și în prezent a devenit și o posibilitate pentru orașul Basarabeasc. Să vedem cât de pregătiți sunt participanții la această dezbatere și ce informații posedă despre proiectul sporirea eficienței energetice din liceul teoretic Matei Basarab. După cum spunea Karl Popper, s-ar putea să ne greșim și s-ar putea să avem dreptate, dar prin efortul nostru ne-am putea apropia de adevăr. Deci să începem. Conform regulilor, cuvântul se oferă afirmatorului numărul 1, care va afirma pledoarie constructivă afirmatoare. Bună ziua tuturor! Tema eficienței energetică este o temă de interes global, despre care am aflat câte ceva la lecțiile de geografie, la lecțiile de fizică și anul trecut la ora energiei în cadrul managementul clasei. Astfel, noi, tânăra generație, am înțeles că este o temă destul de populară, în special la nivel global, un subiect care înaintează niște obiective ambițioase pentru îmbunătățirea eficienței energetice prin consum de resurse regenerabile. Astfel, eficiența energetică înseamnă nu doar căldură sporită, dar și cheltuieli mai mici. Proiectul nostru se consideră inovator în orașul Basarabeasc, în utilizarea și promovarea eficienței energetice, dar, din păcate, puțină lume cunoaște despre acest proiect. Se presupun că în urma acestui proiect va crește nivelul de confort termic și se va asigura o ventilație corespunzătoare în liceul nostru. Elevii, cadrele didactice, adolescenții și părinții ar trebui să fie informați despre acest proiect și să cunoască câte ceva, să cunoască anume informații despre acest proiect. Însă, după părerea mea, proiectul dat este insuficient mediatizat. Ce știm noi despre acest proiect? Știm, în primul rând, proiectul este insuficient mediatizat în mass media tradițională, în radio, televiziune, reviste și diverse ziare, inclusiv și din biblioteca noastră școlară, care sunt actuale în liceu, sunt actuale printre elevi și printre oameni mai în vârstă. În al doilea rând, accesând internetul, putem găsi foarte puțină informație despre acest proiect.
Și de asemenea, pe pagina principală a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova, ANRE, nu este postat niciun articol despre acest proiect. La fel, pe pagina Agenției pentru Eficiență Energetică nu este postată informație despre proiectul liceului nostru, pe când proiecte din celelalte orașe sunt. Îți mulțumim. Negatorul 3 poate adresa întrebarea afirmatorului 1. Ai nevoie de timp? Sau exprompt? Ce importanță au aceste site-uri pentru populația Republicii Moldova? Avem nevoie de timp? Bine. Pentru... În primul rând, va fi un motiv pentru elevii din alte localități, din alte licee, ca să vină la noi, să învețe în liceul nostru. La fel, populația Republicii Moldova va fi conștientă că instituțiile din Republica Moldova se dezvoltă și va fi mândri că anume în localitățile din țara noastră sunt așa instituții, sunt așa proiecte care ajută la dezvoltarea liceului și creează un mediu de confort, un mediu confortabil pentru învățare. Dar de ce ar trebui să fie informați oamenii care nu beneficiază de acest proiect? În primul rând, acest proiect organizează Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană mizează pe educația societății, ca să știm despre eficiență energetică, să știm de avantajele acestea și dacă vor cunoaște populația Republicii Moldova despre acest proiect, dacă vor cunoaște alți beneficiari care, cum ai spus tu, nu sunt interesați față de acest proiect, oricum, această informație această informație va fi transmisă din elev la elev și astfel mai multă populație din Republica Moldova va putea cunoaște de acest proiect. Gata. Bine, acum să ascultăm pledoaria negatoare. Să referim cuvântul negatorului 1. Maria, te-am ascultat foarte atent și aș dori să te contrazic. Deci, proiectul sprijinirea eficienței energetice implementată în instituția celul teoretic Matei Basarab este suficient mediatizat și continuă să-i fie asigurată vizibilitatea în spațiul online, fiind promovat prin intermediul mai multor activități la nivel de instituție. În primul rând, pentru a crește nivelul de informare și sensibilizare a utilizatorilor cu privire la eficientizarea liceului, s-au desfășurat mai multe ore de energie în cadrul tuturor claselor liceului. De asemenea, în cadrul orei de management al clasei, au avut loc mai multe ore demonstrative cu diferite generice. Utilizăm, dar nu excesăm, și economia viitorului. În aceste ore demonstrative au fost încadrați elevii treptei primare și gimnaziale. În al doilea rând, fiind beneficiari acestui proiect, în liceul nostru s-a constituit o echipă de management energetic care și-a propus o campanie de educare în
o campanie de educare energetică care ar presupune informarea elevilor cum să utilizăm eficient energia electrică și despre, în general, tipurile de energie electrică. De asemenea, în cadrul acestei, în cadrul planului de acțiune al acestei echipe, s-a inițiat un proiect educațional tematic cu genericul Detectivii Energetici. Aceștia au ca scop să identifice cazuri de risipă energie și de a rezolva aceste probleme. Toate aceste activități au fost monitorizate de profesori și administrația școlii și avem destule dovezi și informații că elevii au primit informații necesare despre utilizarea corectă a energiei electrice. De asemenea, la nivel de raion, echipa de voluntari de la canalul de televiziune BAS TV au realizat o gamă de reportaje și sondaje cu privire la desfășurarea proiectului la noi în liceu. Îți mulțumim. Afirmatorul 3 poate adresa întrebări. Negatorul 1. Hai, mai puțin timp. Bine. Apropo, sala, voi consulteți participa asta cu parte. Să trăim cuvântul. Care sunt dovezile că activitățile și proiectele au fost desfășurate la nivel local și unde se pot regăsi? Observațiile și dovezile foto și video au fost și continuă să fie postate pe pagina de Facebook a liceului și în orice moment puteți accesa această pagină pentru a vedea cum au loc aceste activități în cadrul instituției noastre. Care a fost impactul desfășurării acestor activități asupra elevilor? Au primit aceștia destule informații cu referire la proiect și eficientizare energică a liceului? În urma acestor activități, elevii au primit destule informații cu privire la eficientizarea liceului și au adus în centrul atenției problema eficienței energetice și a consumului responsabil de energie. De asemenea, aș vrea să menționez că Consiliul Școlar de Elevi a inițiat un concurs cu genericul Cea mai eficientă clasă, împărțit în mai multe departamente, unul dintre care este respectarea și economisirea energiei electrice. Da. Urmează pledoarie afirmativă reconstructoare a afirmatorului numărul 2. Desigur, aș vrea să încep cu ideea că Liceul Teoretic Matei Basaram a avut un noroc mare de a câștiga proiectul Sporirea Eficienței Energetice, finanțat de Uniunea Europeană. Dar, din păcate, acest proiect este puțin mediatizat din cauza puținilor informații de pe internet. Acest proiect a fost finanțat încă în anul 2013, însă primele informații despre acest proiect a fost postate pe internet abia în anul 2019 pe site-ul basarabeasa.md la 11 decembrie, unde Agenția de Dezvoltare Regională Sud din orașul Cimișlia
În acea perioadă a avut loc oficial o transmitere a documentației tehnice pentru acest proiect. Căutând în internet, putem găsi doar 7 surse care publică aproximativ aceeași informație și anume ultimele faze de implementare de executare a acestui proiect. În instituție a fost organizat un șir de activități, însă, cum a menționat și negatorul numărul 1, toate dovezile sunt pe pagina de Facebook a liceului, însă acolo doar sunt puține persoane care vizualizează videourile, citesc toate posturile de pe această pagină. Și chiar și elevii care sunt din clasele mai mici, clasele gimnaziale, nu știu detalii despre acest proiect, adică să oferim întrebări colegilor noștri, ei ar răspunde că știm doar că școala se renovează, dar cine sponsorizează și ce e cu acest proiect, ei nu vor răspunde la această întrebare. Din punctul meu de vedere, ar fi bine ca această agenție să caute un sponsor și să creeze o pagină de Instagram, fiindcă, cum știm toți tinerii în zilele noastre stau mai mult pe Instagram și el este la putere a generației Z, să spunem așa. Și încă un plus ar fi la această idee că această organizație ar fi bine ca chiar de la începutul implementării acestui proiect să arate care sunt fazele chiar din prima până la 4, că sunt 4 faze, să arate un plan 3D a instituției, cum va arăta instituția noastră după finisarea acestui proiect și sunt sigură că dacă era să fie aceste puncte care le-am menționat mai sus, elevii și cu siguranță și părinții era să știe mai multe informații despre acest proiect și mediatizarea cu siguranță era să fie mai mare și pe viitor era să fie mai multe familii la curent și viitorii copii în clasele primare erau să intre în această școală modernizată cu impresii foarte pozitive. Negatorul 1 se oferă posibilitatea de a adresa întrebări afirmatorului 2. Ai menționat că mediatizarea proiectului a început abia în ultima fază a desfășurării acesteia și aș vrea să te întreb de ce ar fi trebuit ca beneficiarii proiectului să știe despre acesta încă de la faza inițială. Desigur, ar trebui să știm încă de la faza inițială, pentru că, cum am menționat și în discursul meu, un proiect bine mediatizat are nevoie de și timp. Și dacă elevii din clasele primare, gimnaziale și liceare vor fi la curent cu toate detaliile acestui proiect, atunci, desigur, vor pleca în familii, acasă și vor povesti și familiilor sale și sunt sigură că, mai ales familiile tinere, erau să fie mândre de copiii și de instituția în care învață copilul lor și sunt sigură că și copiii care nu știu de această instituție vor dori să învețe în școala care este modernizată și ceva nou, pentru că până la urmă sunt copii și caută ceva nou. Și care ar fi propunerea ta pentru a crește nivelul de mediatizare a acestui proiect?
Iarăși, am menționat și în discurs că ar fi bine să creezi niște pagini pe site-urile de socializare cele mai populare și să nu fie doar site-ul, pagina de Facebook al liceului, dar era să fie bine ca și Consiliul Raional din Basarabeasca să posteze aceste activități chiar și mai multă informație despre acest proiect pe site-ul lor, basarabeasca.md, fiindcă acolo e foarte suficient informația și nu sunt multe detalii. Să ascultăm acum pledoaria negatoare de reconstrucție a negatorului 2. Proiectul cu privire la eficientizare energetică în Liceul Teoretic Matei Basarab, orașul Basarabeasca, are un foarte mare suport european care necesită timp, răbdare și efort pentru implementarea lui. Dar toate aceste lucruri ar fi zadarnice dacă lumea nu ar cunoaște toate lucrurile frumoase care se întâmplă la noi aici, în sudul Moldovei. Sunt de părere că proiectul respectiv este destul de mediatizat, pentru că în internet găsim foarte multă informație cu privire la el, căci acest proiect nu ne vizează doar pe noi, ci și alte orașe, precum Leoba, Cimișlia, Leoba cu liceul său Constantin Spătaru, care la fel a beneficiat de aceste facilități ca și noi. Informațiile pot fi găsite și analizate și citite atât în format video, cât și în formă de document. Aș vrea să menționez câteva videoclipuri de pe YouTube, și anume acele publicate de televiziunea locală BAS TV, care într-adevăr arată toate desfășurările lucrării aici, în Liceul Teoretic Matei Basarab. Ele sunt câteva videoclipuri. De asemenea, avem o serie de articole pe internet cu privire la acest proiect de pe site-uri ca TV8, servicii locale, Basarabeasca, unde am menționat și Cristina, Consiliul Raional Basarabeasca, și Agenția de Dezvoltare Regională Sud. Și să nu uităm de rețeaua de socializare, Facebook, care de asemenea se bucură de o imensă popularitate, dar și acest site al liceului nostru este foarte activ, permanent. Sunt postate diverse noutăți cu activitățile care se petrec aici, la noi, în instituție. De asemenea, aș vrea să vin cu niște răspunsuri clarificatoare cu privire la obiecțiile grupului afirmator, că de ce acest proiect s-a tărăgânat atât de mult și nu au fost publicate tocmai din anul demarării acestui concurs, date privind acest proiect, etc. Aș vrea să încep cu faptul că în 2013 abia a demarat acest proiect, și în anul 2015 l-am câștigat noi, Liceul Teoretic Matei Basarab, cu ajutorul doamnei directoare. Și din 2015 până aproximativ în 2020 au avut loc diverse consultări, discuții și conversații cu privire la acest proiect, căci un proiect de așa imensitate nu se face peste noapte, trebuie respectate toate fazele de lucru, să fie pusă la punct toate subtilitățile acestor lucrări, chiar dacă am observat că am întâmpinat iarăși dificultăți cu acoperișul liceului nostru. De asemenea, Cristina a menționat că nimeni nu cunoaște despre suma care a fost investită, cine investește în liceu, investește Uniunea Europeană în acest liceu, și suma este aproximativ de 1 milion de euro, sau mai exact 20 de milioane de lei. La final aș vrea să spun că de acest proiect cunosc foarte bine persoanele care beneficiază de el, care se află în instituție. Acei care nu au auzit de el sunt liberi să se documenteze, să se informeze de pe internet, cum am menționat înainte, de pe toate sursele, și sunt puse la dispoziția lor, practic,
toate informațiile despre acest proiect. Afirmatorul 1 poate adresa întrebări negatorului 2. Te-am ascultat atent, ai menționat că informația și diverse articole au fost postate pe internet, dar câte vizualizații sunt aceste articole pe internet la nivel național și regional? La nivel regional, acestea sunt vizionate destul de puțin, dar la nivel național nu cred că orice cetățean din Republica Moldova este cointeresat de tot ce se petrece într-un orășel mic ca Basarabeasca. Site-urile în medie au câte 50 de vizitatori, dar dacă facem un calcul, putem ajunge la numărul de 1000 de cunoscători despre acest proiect de pe toate site-urile, de pe toate rețelele, de pe toate platformele. Și da, eu consider că întotdeauna este loc de mai bine și nu putem afirma încă că site-urile moldovenești sunt atât de accesate. De ce abia acum, de un an, au apărut informații despre acest proiect, deși el este inițiat în anul 2013? Am menționat în discursul meu de ce a tot fost amânat acest proiect. Au intervenit niște dificultăți, e și normal, nu toate lucrările se desfășoară atât de bine, atât de eficient. Primele date despre acest proiect au fost postate în sine. Proiectul a început în anul 2020, octombrie, iar de atunci observăm o creștere a activității cu privire la acest proiect, cum v-am mai spus, de pe YouTube, canalul Bas TV și alte site-uri. De aceea eu consider că nu au putut să fie postate mai înainte aceste informații, deoarece nu era dovada sigură că acest proiect se va demara sau nimeni nu vrea să promită ceva ce poate nici nu s-ar fi întâmplat. Și am ajuns la momentul să auzim pledoaria afirmatoare finală a afirmatorului 3. Stimați colegi, stimați membri ai juriului, după cum a menționat colegii mei de grup, noi rămânem fermi pe ideea că grantul alocat de către Uniunea Europeană și GIZ pentru implementarea proiectului privind sporirea eficienței energetice în școala noastră, câștigat de către mulțumata doamnă directoare Gurin Elena, rămâne a fi insuficient mediatizat. Până la urmă, acest proiect are ca scop informarea cetățenilor în domeniul eficienței energetice, atât pe plan regional, cât și pe plan republican. La moment, aceste tehnologii sunt deocamdată străine pentru țara noastră, iar în viitor consider că vor îmbunătăți condițiile de viață prin economirea resurselor naturale. Astfel, mediatizarea rămâne unica sursă de informare a civilizației despre toate posibilitățile care ne oferă proiectul dat. Însă, informațiile privind desfășurările acestui proiect au fost foarte puțin făcute publice. Ne mai vorbim de faptul că noi singuri, beneficiarii acestui proiect, am aflat detaliile demărării acestuia abia în anul 2020-2021, anul curent. Și să ascultăm și pledoaria finală a echipei negatoare. Haideți să nu uităm că proiectul este încă în demarare, deci mai avem timp pentru a-l face cunoscut populației la nivel de republică.
Cu toate că proiectul a fost inițiat încă din 2013, nu a fost expusă informații despre proiect în mediatizările, însă în mediatizările actuale se vorbește nu doar despre etapele de desfășurare, ci se vorbește și despre începuturile acestui proiect. În special, faza a patra a fost activ mediatizată la etapa executării, atunci când apar probleme neprevăzute cu schimbarea acoperișului, pentru care a fost nevoie de investiții suplimentare bănești, la fel din aspectul 3.6 al planului de management energetic al instituției, unde se presupune diseminarea informațiilor prin intermediul ședințelor cu părinții, în cadrul careurilor, mass media și plasarea pe panouri de informație a materialelor demonstrative, toate punctele au fost respectate. Deci, proiectul de eficientizare energetică al liceului teoretic Matei Basarab totuși a fost suficient mediatizat, atât la nivel local, cât și la nivel raional, prin intermediul articolelor, a videoreportajelor, de pe site-urile ca ADR Sud, Basarabeasca MD, Știri MD, NTV, TV8, canalul regional Bas TV. Și eu consider că este mai logic să mediatizăm rezultatele decât intențiile. Deci pe această notă se încheie dezbaterea noastră de astăzi și oferim cuvântul juriului. Deci, echipa afirmatorii, cine este pentru? Mulțumim! Iar acum, echipa negatorii. Am înțeles za sala pentru cine am înțeles. Orice concurs, da, presupune că o echipă iese, dintr-un concurs o echipă iese câștigătoare, dar eu cred că noi astăzi toți suntem câștigători. Personal am mai aflat și alte detalii, fiindcă colegii voștri singuri s-au informat. Eu doar le-am amintit de pașii acestei dezbateri. Cam am exersat și la ore, dar n-am organizat dezbateri în așa mod, da? Cu spectatori în față. Personal, în calitate de profesor de limbă și literatură română, eu am apreciat prestația lingvistică. Pe mine mă convinge cel care argumentează și exemplifică, vă știți. Și cred că de acum așa ați înțeles după aplauzele colegilor, da? Eu n-am să numesc punctajul, am să zic așa că echipa negatorilor au ieșit învingători. Nu cu multe puncte, dar au ieșit învingători. Dar toți participanții la această dezbatere ați avut așa o prestație bună, un discurs așa excelent, ați adus argumente așa valide, perfect aplicate pe moțiune, parcă nu v-ați dus de la temă, relevante pentru cele mai importante idei de dezbatere, susținute. Stilul vostru a fost clar și explicit. Eu cred că voi ați înțeles despre ce s-a discutat astăzi la această dezbatere, da? Și uitați-vă de aici, o să vă duceți motivați să vă documentați suplimentar, ca să aflați detalii despre proiectul acesta și să aflați cum va arăta școala noastră după ce se vor finisa aceste lucrări. Deci eu vă aplaud încă o dată, să fiți o să continui, deci, ca să închei această euforie de joc, de câștig. Te-ai schimbat viața de vorbă cu Ema, ați auzit așa cărți, da? Da. Așa, și mai sunt și de alte genuri. Voi le aveți acestea, în partea aceasta la întâlnit. Primul, dacă nu ești primul, ești ultimul. Eu sunt femeie, fii obsedat sau mediocru și brâncovenii, martirii brâncovenilor și altele. Așa. Acestea sunt niște cărți din domeniul jurnalismului.
le punem așa și așa. O să... Voi puteți să vă schimbați între voi cu cărțile, care și cu și preferințe aveți. Așa. Deci... Eu sper că voi nu o să vă scârbiți acum că o să aveți de citit cărți. După această dezbatere. Voi o să aveți un maiou, o să vedeți care o să vă... Eu zic, hai să ne facem câte o post, să faci mai ori, dacă se puneți așa. Domnul Orbițu, v-ați dat Stimați colegi, în principiu, jocul intelectual debate pro și contra, aici la liceu Matei Basarab, pe tema proiectul sporirii eficienței energetice al liceului Matei Basarab, este insuficient mediatizată. Astăzi au câștigat cei care au spus că este suficient mediatizată. Eu așa am înțeles. Da, și o să mai fie. Eu am înțeles că aici mai este și un proiect special pe mediatizare, pe promovare. Da, un ONG. Mai, dumneavoastră astăzi v-ați încadrat în lista celor persoane care o să filmați, o să fotografiați și o să vă bucurați de... Că cum crește un copil, că cum crește o floare. Atați un florit două flori, mâine trei, mâine așa. Pentru că voi aveți această bucurie, să aveți un liceu, unul din cele mai frumoase în Republică. Iată, Leova, voi și mai sunt vreo câteva în Republică. Șapte, da. Iată, vedeți, dar alții nu au așa posibilitate. Deci o să creșteți, o să vă duceți în viață și o să spuneți că eu am învățat în liceul acela care e cel mai frumos. Da, da, țin minte. Vă mulțumesc frumos!